prea. Dar nu ți-am zis. Altceva, ce, doamna Cristina, să vă mai dau un exemplu. Era Alexandra în casă până să vină Marinescu, așa, s-au luat doar de Alexandra și de faptul că îl ține sub papuc pe Codruț. A intrat Marinescu în casă, op, s-a schimbat registrul. Hai să luăm pe Marinescu, să sărim pe Marinescu. Dar eu când ți-am zis... Păi da, da, parcă domnul Codruț a început, că a zis să-i dedice și Mariei piesa aceea, sau lui Marinescu. Dar nu, 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 n-am zis. Nu, domnișoara Cristina, era o altă piesă care am vrut să o dedice, dar nu m-a ascultat. Cum suna ea? Nu, no, mai zic, dacă n-a băgat atunci, păi domnișoara Cristina, momentul a trecut, atunci era, atunci zi, era. Domnule, că eu curioasă. Nu, atunci, atunci era focul ăla, acum nu mai e focul. Spuneai că are Maria papucul pe cap sau ceva de genul. Da, domnișoara Cristina, pentru că și Maria s-a bucurat de acel moment, adică făcea mișto. Dar și eu am luat-o ca o Caterin, că nu m-am supărat sau nu am fost deranjat de ceea ce fac ele, pentru că nu mă interesează, eu știu adevărul meu. Iar s-a confirmat când a intrat ea în casă, i-am spus, bă, Maria, uite că până la urmă eu sunt papucul femeii, dar tu azi ai avut papucul pe cap. Pentru că așa a fost. Adică vrei să spui că Maria este sub papucul lui Marinescu? Nu, domnișoara Cristina, a fost în situația de astăzi, când i-a pierit zâmbetul după față, așa am interpretat eu, ca și când i-a pus papucul pe cap. Na. Tot, de fapt, și l-a pus ea singură papucul pe cap, pentru că îi place treaba asta și l-are de foarte mult timp și încă continuă. Deci îi place. Probabil are numărul mare. Toxică. Ce? Vrei să spui că se complace într-o, complace într-o relație toxică? În ce? Toxică? Da. Nu, eu beau sub conic. Nu sunt în nicio relație. Da, nici eu. Bea sub conic. Ai simțit nevoia să punctezi atunci când a vorbit Ronaldo. Nu da, sunt într-o relație. Asta e adevărul. Dar eu i-am zis și de multe ori treaba asta, domnișoară Cristina. I-am zis și că se minte singură, se complace în propria ei minciună singură. I-am zis treaba asta și se adeverește până și avem. Și a spus, pe păi, dacă sunt așa puncte. Ce îi spui Adrianei la ureche, te rog? Nimic, doamna Cristina, vorbeam și noi, ca între fete. Bine, în timp ce vorbeați voi ca între fete, Ronaldo și Codruț aveau ceva de împărțit. Domnișoara Cristina, m-a întrebat Ronaldo pe mine, că, adică vrei să spui că Maria se complace într-o relație toxică? Și am spus nu, că mie îmi place tonic. Nu, îi spunea el că o să vezi tu afară. Da, păi da, o să vadă la fel, vă dați păi seama, că acum degeaba am spun și afară, 15 a, persoane. Am acum degeaba spun 15 persoane, că nu, vă dați seama, că omul vede Ronaldo doar ce vrea el. Da. Am fost Ronaldo afară, am fost de mai multe ori. Alexandra, vreau să zic, bă, uite, bă, n-am avut dreptate, uite ce prost am fost. Păi am fost și afară, asta și ideea. Păi lasă 3 zile, mă. Dar cât? Mai mult? Mă, tași că ești vultur, te ești de la mare. Râzi! Râzi că te-am vrins! Stai măi cu ea, deci da, nu mergi mult! Nu, vrea să-l atace pe Codruț prin mine, mă băiatule! Codruț este Codruț, eu sunt eu! Nu mă mai căuta pentru că nu o să primești nimic de la mine! Dacă tu nu ai capul tău și nu poți să gândești cu capul tău și vii cu replicile pe care ăștia mi le dau mie de 3 săptămâni, cum ar fi când bat loc de Codruț și așa mai departe, să știi că eu sunt plictisit! Dar eu nu dau replică, dau... Replică la așa ceva, nu știu dacă a zis cineva în emisiune ce am zis eu înainte. Da. Ce, că nu o să fim afară? Încă nu o să fie afară. Încă și că vă puneți în drum aici, fiți unde ieșim noi, ca să vă lingeți de aceasta, dați din pricea, băi, cuplu adevărat. Bă, el votăm ăștia, chiar sunt adevărat. Bă, cine mă trebuie să mă voteze? Bă, ăștia chiar sunt real. Bă, explică-i că tu ai zis lucrurile pe care el le-a spus acum două, trei zile în urmă. Păi eu nici nu știam. Păi vino fratele meu, lucrurile noi. Dacă văd două persoane, despre ce vorba auzi? Plictisită sau auzi aceleași lucruri în fiecare zi? Ronaldo, ție ți-ar plăcea să ai o relație cu o fată precum Alexandra? Domnișoara Cristina, calitățile Alexandrei n-ai cum să le aibă orice femeie, clar. Tocmai de aceea te întreb. Nu am spus că mi-ar place să am o relație cu ea. Poate caracterul ei, dacă nu, l-aș găsi ea, în altă fată... Ea, ca ea, o fată? O fată caracterul ei, dacă l-aș găsi în altă fată, poate fi interesant. Tocmai de aceea te-am întrebat, pentru că mie mi se pare că tu admiri pe ea. E strong, domnișoara Cristina, e foarte deșteaptă, nu am ce să spun, n-am cum să o critic la chestia asta. Deci eu când zic, când văd un lucru, zic, pe bune. Consider că al ei Codruț nu face față? Nu știu dacă face față, dar că el o iubește și nu știu dacă și el pe ce plăc în partea ăla. Spate. Îi este ea net superioară din toate punctele de vedere? Ce spuneți? Îi este ea net superioară din toate punctele de vedere? Îl domină? Superioară este, da, normal. Domnișoara Cristina, eu am văzut, a fost Alexandra la Wowbi și a spus acolo că suntem egali și eu mă duc pe tema asta. Nu, no, e superioară, Alexandra e foarte deșteaptă, se vede clar asta. Păi și noi bravo ei? Dacă mă folosiți, dar ce face acum mine? Păi n-am bravo zis că e rău, e problema mea, bine. Că eu mă dau capul de pe mâine. Domnișoara Cristina, am zis că e rău? Nu, nu, n-ai spus că e rău. Bravo, mamă, așa să continui, bagă. Așa să faci cu mine. Bate joc, fă, așa cum bag, dă-i continuu, că îți merge. Da, iubirea mea, da. Dacă iese treaba asta, foarte bine. Hai că, da, asta fac. Uite, vezi, din păcate, tu ai norocul să nu treci pentru situația asta, na. Așa ești mai norocos și tu ai norocul să spună femeile pa. Acum,
Asta e, ce să fac? Mai respins eu în viață. Auzi, Ronaldo, dar dintre Maria și Alexandra, cine este mai vultur, ca să zic așa, cum îți place ție să... Domnișoara Cristina, Maria este o fată deșteaptă și ea, dar Alexandra este foarte puternică și verbal. Pe lângă faptul că e inteligentă și asta o plusează puțin. Mm-hmm. Ia uzi, Mariuca. Părerea lui, Domnișoara Cristina. Nu vrei să te declar contra Alexandra? Nu ai cazul, dai seama. Ce s-a întâmplat cu Codruț? Nu, întrebam și eu, Domnișoara Cristina. Cred că pe cineva roade gelozia, doamna Cristina, iubirea mea. Domnișoara Cristina, dar... Domnișoara Cristina, dacă scoți în evidență calitățile unei persoane aici, se zice, acum îți place de ea, dacă îi spui defectele, că îl critici. Mă, frate, o, dar te-am întrebat, ți-am pus o întrebare, nu trebuie să te agiți. Nu, clar nu. Nu te ataca așa, te-am întrebat așa. Nu, stai liniștit, poți să stai liniștit. Stau. Nu pare. Trei, dacă se mai declară cinci ca tip, mă trebuie tot liniștit, stau. Maria, spuneai mai devreme că Ronaldo este încă în casă. Ca și o variantă. Ăsta e nuțul meu, mă. După care ai spus, nu-i nimic că vine un băiat nou. Alexandru, go. Vine! Dacă vine un băiat nou, ai de gând să îi acorzi atenție? Nu știu, domnișoara Cristina, e... Vine! Depinde de ce ceas are. Mai trebuie să ai răbdare. Nu te grăbi ca fata mare la măritat, că se supără Marinescu. Domnișoara Cristina, nu, atât de Ronaldo, suntem prieteni. Maria. A zis și el mai devreme, într-adevăr ne înțelegem bine și putem duce un dialog. Auzi, a spus că nu te mai vrea și l-ai băgat în friend zone. Înțelegi? Nu, am zis de comun acord să fim în friend zone. Corect. Bun. Nu am eu supărări de genul, domnișoara Cristina, mai ales cum v-am mai spus, între noi doi nu s-a ajuns la nimic, practic. Auzi, ce tot te uiți în sus? Vine băiatul. Vine, da, ești curioasă. Aia se pregătea să ducă de cu parfum. Vrea să se dea cu parfum din apă. A, ca să nu mai zic de Amira, care s-a dus la camera azi dimineață și întreba, vine vreun băiat, să știu dacă mă duc să mă dau cu parfum, să mă aranjez camera, vine, nu vine? Nu, trebuie să facă duș, nu să se dea cu parfum, că nu ajută parfum. Între timp Marinescu își pleacă barba nervos. Hai că mănâncă degetele, își roade unghiile. Ești bine? Asta făceam și înainte oricum, domnișoara Cristina. Așa faci tu? Da, mi-am luat gel de la mar, nici ăla văd că nu mă lasă din anumite... Da, mă gândesc în anumite momente când ești supărat. Domnișoara Cristina, acum mi le mănânc până la carne, bineînțeles. Dar Marinescu, domnișoara Cristina, na, el are voie să zică nimic. Doamna Cristiana. Când ne uităm pe sus după a venit fata nouă, a venit băiatul nou. Auzi? Vezi că ești iarăși. Aole. În momentul când vii în emisiune și înveți și știi ce să vorbești, atunci să ai pretenții de la mine. Până atunci nu vreau să te aud că vorbești ceea ce fac eu. Nu o să fac fix ceea ce vreau. Nu trebuie să știu ceea ce o vorbesc. O să fac fix ceea ce vreau eu și nu mai intervii tu cu nicio părere și nicio discuție. Auzi, nu m-ai ridicat-o la mine. Nu trebuie să știu ceea ce spun. Bine. Trebuie să simt ceea ce vorbesc aici în emisiune. Păi da, și simți că ți-e dor de Alexandra. Îmi pare rău, eu n-am de ce să stau Alexandra lângă tine sau să vorbesc cu tine dacă ție ți-e dor de Alexandra. Codruț de fiecare dată, Maria, când... Codruț se activează foarte repede când este vorba de Alexandra. Deci, din moment ce nu s-a activat, este clar că... Codruț e Codruț, Maria e Maria, să ne înțelegem. M-am băgat și eu în seamă cu lumea pe aici. Codruț e Codruț, Maria e Maria. Da, Codruț nu caută pretexte, tu cauți pretexte. Păi normal. Păi bravo. În fine. Pretexte ca să ce? Pretexte, doamna Cristina. Ca să se certe, doamna Cristina, pentru că... în echilibru. Doamna Cristina, în momentul în care erau ei în relație, la fel îmi spunea Marinescu. Mie nu este ca și cum este prima oară când îmi spune. Tot timpul a spus lucrurile astea. De când e Marinescu în casa asta, tot timpul a spus lucrurile astea, că este dor de mine. Nu văd de ce ar fi deranjat acum, după atâta timp. Poate că de data aceasta Maria avea așteptări mai mari pentru că Marinescu a fost în România și se gândea că se va purta mai atent cu ea. Normal, pentru că asta a promis. Hai călca pe bec. Mai calcă și el din când în când. De fiecare dată calcăm. Nu ești atent pe unde mergi? Por 47 la picior, domnișoara Cristina. Dar ce fericit e Alexandru, domnișoara Cristina. Alexandru, eu nu înțeleg toate discuțiile lor. Eu nu înțeleg un lucru, domnișoara Cristina. Dacă nu-i convine drumul pe care calcă, dacă e să o luăm cum a dat-o el, de ce? De ce se insistă? De ce să vorbească? Deci nu înțeleg de ce să facă lucrurile astea.
Dar tu faci. De ce nu mai lăsați? Ce fac eu? Ce fac dar eu? Dar tu nu tu vezi. E greu să meargă pe vârfuri, Maria. Nu se poate că nu așa, că nu așa, dacă tu vezi că drumul pe care ești nu-i bun. De ce continui să mergi pe el? Nu, da, pentru că a venit, ascultă-mă, pentru că l-am văzut într-o stare proastă și în momentul ăla m-am gândit la el și la starea lui și am lăsat tot la o parte. Maria, ok, hai să nu vorbim doar de momentul oportun, da? Pentru că în gală tu i-ai oferit lui cea mai proastă stare. Ce stare? Cum stare? Păi de-aia a fost el. A avut o stare proastă în gală din cauza ta, din cauza ce făceai tu. Și când? Și în galele când a dat cu alea pe aici și mai multe. Dar eu nu aveam eu nicio treabă. N-aveam eu nicio treabă cu lucrurile alea. Nu vreau eu. Codru, stai că clarific imediat. Tu, Marinescu, tu în galile când ai dat cu piciorul, ai dat din cauza mea? Da. Nu, din cauza lui mama. Nu, vreau să vorbesc cu el, vreau să răspundă el. Spune tu. Dar din cauza cui? Te întreb, ai dat din cauza mea? Dar din cauza cui? Pentru că mi-ai zis mie că n-ai dat din cauza mea și mi-ai spus din ce cauză. Acum vii și spui că ai dat din cauza mea? Păi așa a afirmat și atunci în gală. Jur că nu te înțeleg. Mamă, ce spune? Ești sub orice... Alex completează. Spune așa, dacă îl stârneai cu Ronaldo. Zi, Alexandrule, hai, zi. Nu, ce să zic, domnșoara, că nu știu ce vrea să zică Maria. E vorba de faptul că ea induce că Marinescu ar fi foarte influențabil și că acum dacă zice Codruș... Că sunt influențabil, că fac chestii pe care nu le simt, că, domne, Marinescu nu are sentimente pentru mine, dar... În fine, nu. Te-am pus eu să vin în emisiunea asta, mă, am stat și am vorbit două zile despre ce? Despre ce mi-am pierdut timpul cu tine? Ca să vin în emisiunea să spui că ți era dor de Alexandra? Nu mai vreau! Ți-am spus clar în momentul în care ai stat și m-ai îndepărtat de Ronaldo. Ți-am spus foarte clar. Are, mă, cum nu ai... Bă, Maria, ți-o e prea tare pe faza asta, da? La momentul când a fost atunci... Nu mă interesează, a făcut lucrul ăsta! Așa o să fie... Când a fost o prostie mare sau da, când a fost faza cu pozele, atunci te-am întâlnit că am fost deranjat. Nu, a făcut lucrul ăsta și... într-o relație cu mine. Stai puțin, Maria, stai puțin, Codruț. Ce? Marinescu, așa o să fie Maria până la 70 de ani. Eu nu pot să fiu cu ea pentru că mă fac de... Maro. Puncte. Păi bun, nu, dacă nu poți să fii cu mine... Dar ce ai zis? Stai, că poate am greșit eu. Zi tu cum trebuie. Am spus, domnișoara Cristina, că eu nu vreau să port discuția asta pe acest ton, ea strigând la mine. Eu nu, n-ai ce discuții tu să mai porți. Cum faci și acum, vorbește peste mine. Este posibil să zici niște lucruri care nu... Da, să mă juri. Corect. Doamne ferește, n-a făcut asta niciodată. Ba da, a făcut-o în gală, ați văzut materialul. N-a făcut niciodată, Marinescu. Bun, în momentul Marinescu, eu ce-a vorbit cu tine, n-a suflat o secundă. Ce-a vorbit cu Codruț, n-a suflat o secundă. Cu Alexandru la fel. Dacă alții vor să vorbească, să vorbească. Așa eu că, am suflat ceva? Așa că dă-i drumul. Dă-i drumul la Bărcuță pe Dunăre, da? Cu tot ceea ce e cu bagajelul tău și hai. Bun, eu am suflat ceva? Poftim? Ce-i spui, mai așa? Eu e am foarte urât. Ceva? Păi așa, ăsta e el. Ce e urât, ăsta e el. Ce e urât? Ăsta e el. Exact ăsta. Și ce vedeți acum e 10%. Pentru că e proastă Maria și trece peste toate lucrurile astea. Și bine, Maria, ochii. Nu mai fi fi deșteaptă. Dar cum e să ca fiu? Un bărbat să-i spună unei femei, ia-ți bagajul și du-te pe Dunăre? Adică să spună domnișoara Cristina la un... Adică să aibă debit. Despre la asta a fost o comparație. Lasă-mă să-l am. Aibă debit, domnișoara Cristina. Și nu mai interveni în momentul când vreau să mă apropii de alt bărbat. Așa cum se scurge Dunărea prin trei brațe, da? Așa să aibă și ea debit la vorbe, la discuții și la tot felul de lucruri. Păi ai auzit tot ce a spus? De ce intervii când se apropie de alt bărbat? Ce cauți? De ce ai îndepărtat de aia? De aia ce caută? Păi cum adică? Are libertatea să aleagă ce... Păi are libertatea, dar... Ai libertate, adică gen simți, tu simți să te apropii, da, de altă. Da, am simțit de Ronaldo, am simțit să mă apropii. Ce a avut de împărțit cu Aurora? Am luat poza lui Marinescu din casa băieților. Am venit din casa băieților, eram pe scări la fete. Aurora m-a întrebat pe poza lui și eu i-am zis, nu mă tine. Asta e tot. Foarte urât schimb de replici, fetelor. Îmi pare rău, domnișoara Cristina. Dar domnișoara Cristina, dar ce i-am spus așa, eu? Eu i-am spus exact ceea ce ea a afirmat în gală. Am spus ceva ce ea n-a spus? Nu! Dacă ăsta e modul ei de a răspunde, e fix treaba ei. Dă dovadă de bun simț și de educația pe care o are. Tu ai mai multă educație când m-ai întrebat. Iartă-mă pe mine, nu te-am jignit. Dacă tu atâți ce să faci să jignești, eu ce să-ți fac? Gândește două ori când întreb ceva și vezi dacă e de bun gust și de educație ceea ce ai întrebat. Păi tu vii și te victimizezi și iei poza lui Marinescu și vai, și atâta teatru și atâta vrăjală. Lasă-mă!
cu atâta vrăjeală și când vine Marinescu în casă, gata, ai dat în depresie Fetelor, totală. Fiți atente cum facem. Vă las să discutați. Eu rămân cu băieții aici ca să discut la rândul meu cu ei. Și ne revedem puțin mai târziu. Vă pupăm! Da, Andrei Marinescu. Hai. E clar, domnișoara Cristina, că omul a fost acasă. Omul e puțin speriat de mine. Vă spun sincer. Și caută instigare, cum m-a amenințat acum câteva săptămâni pe aici că a mai făcut el treaba asta și o să o fac în continuare. Deci m-a amenințat că o să mă instige. Cum a reușit cu băieții aia doi, i-a instigat și s-a ajuns unde s-a ajuns. Cu comunistul la fel, acum încearcă și cu mine. Mi-a și spus mai devreme când a venit, o să se arunce cu scaune pe aici. Zic, nu o să se arunce Marinescu, că la mine nu o să rătiasă instigarea asta. Deci pe Marinescu l-a învățat cineva de acasă, a venit cu cărțile făcute. Vezi cum faci ca să scapi de Andrei, instigă-l cât poți de tare, cât va reacționa. A venit lângă mine acolo, s-a așteptat, i-am spus să nu s-a așteptat lângă mine. S-a așteptat lângă mine, a venit să mă atingă, a pus mâna pe picioarele mele. Eu înțeleg că el e dependent să pună mâna pe bărbat. Domnișoara Cristina, eu nu permit asemenea lucruri să... Nu, păi da, vă spun mai mult. Hai, lasă. Ia terminați, nu vă mai atingeți. Domnișoara Cristina, eu știu că în emisiunea asta și PR-a se pedepsește, nu? Potolește-te și pleacă de acolo, că n-aș vrea să văd vreo scenă aici în fața mea. Marinescu, Domnișoara Cristina, ai pute gura și n-aș vrea să fac lungă. Pute gura. Domnișoara Cristina, ai pute gura, uite. Ce instigare, mă? Da, voi erați prieteni, mă rog, vă înțelegeați la un moment dat. Și instigă? Acum Marinescu, potolește-te, te rog. Ce instigă? Nu vreau, vreau, uite că vreau să... Cum ar fi acum să intervine între voi doi? Eu știu că tu n-ai respect. Nu, dar vreau să te ating. Nu mă pune, băiatul, ție-ți plac, mie-mi plac femeile. Dacă spui că bătiți, vreau să te mai ating, care e problema? Mie-mi plac femeile, nu băieții, ție-ți plac băieții. Uite că mie-mi place de tine și o să-mi placă mai mult de acum încolo de tine și... Auzi, Marinescu, ai fost fătuit să-l instigi ca să scap de el? S-a văzut clar, domnișoara Cristina. Domnișoara Cristina, n-am fost fătuit de absolut nimeni de când sunt eu aici în casă să fac absolut nimic. Ceea ce am simțit la momentul acela, am făcut domnișoara Cristina, strict ceea ce mi-a trecut mie prin cap. M-a luat stai mă, lasă-te nu, parca, Marinescu, nu, Marinescu, parchează-te, că nu merge cu instigare la mine. Și eu acolo nu merge cu instigare, băiatul la mine. Că stăteai așa și te-ai ridicat așa de fost în fața mea. Controlul, văd că prin instigarea asta să nu pierde el controlul, că eu nu-l pierd. Ce control? Ce control? Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.